fost odată ca niciodată un bătrânel și o bătrânică și locuiau ei într-o căsuță veche. Aceștia se iubeau foarte mult, dar neavând copii, se simțeau singuratici. Mă simt atât de singură, dar fi măcar cineva să ne țină de urât. Dar locuim în mijlocul pustietății. N-avem pe nimeni în apropiere să ne viziteze. Dintr-o dată, bătrânicii îi veni o idee. Ha? Știu! Voi coace un om de turtă dulce. Bătrânelul era foarte nedumerit. Un om de turtă dulce? Cum ne va ține el companie? O să vezi! Bătrânica ardea din răbdare ca omul de turtă dulce să fie gata. Și în timp ce punea pe masă omul de turtă dulce, ea nu se mai simțea atât de singură. Imaginați-vă cât de mare i-a fost uimirea când omul de turtă dulce a prins viață. Tu într-adevăr ne vei ține companie. Însă omul de turtă dulce nu a vrut să locuiască într-o căsuță veche. El dorea să exploreze lumea. Îndată ce acesta a sărit pe pervaz, bătrânica i-a strigat în urmă: stai! Unde te duci? Merg să mă distrez, nițel. Auzind gălăgie, bătrânelul a venit la bucătărie. Ce s-a întâmplat? Omul de turtă dulce zice că vrea să plece. Iarăși vom rămâne singuri. Bătrânelul nu dorea ca bătrânica să fie tristă. De aceea a mers șontâc-șontâc până la geam ca să-l prindă pe omul de turtă dulce. Vino încoace! Însă omul de turtă dulce a sărit peste geam și în timp ce fugea, acesta striga: nu mă vei prinde, așa că fugi cât vrei de tare. Eu sunt omul de turtă dulce și sunt băiat mare. Bătrânelul a încercat din răsputeri să-l ajungă din urma, însă omul de turtă dulce era prea iute de picior. Omul de turtă dulce a fugit până când a ajuns în sat. Foarte drăguț! Cred că-mi va plăcea să locuiesc aici. Și a decis să descopere câmpul din apropiere. În timp ce mergea, omul de turtă dulce fluiera. Dintr-o dată, i-a ieșit în cale o vacă, care a început să-i vorbească. Omulețule, ce cauți tu pe câmpul meu? Omul de turtă dulce nu s-a gândit că acest câmp ar avea un stăpân. Eu merg pe unde îmi place. Chiar așa? Vaca s-a apropiat de el și l-a adulmecat. Vai, miroși delicios! Iar eu mănânc orice îmi poftește inima. Vaca a sărit să muște din nou omul de turtă dulce, însă omulețul s-a dat iute la o parte și a luat-o la fugă. În timp ce fugea, omul de turtă dulce striga: nu mă vei prinde, așa că fugi cât vrei de tare. Eu sunt omul de turtă dulce și sunt băiat mare. Vaca l-a urmărit o vreme, dar curând a obosit și s-a oprit. După ce a mai înaintat puțin, omul de turtă dulce a ajuns la o fermă cu un grajd și a decis să o cerceteze. Dintr-o dată, un cal și-a scos capul de peste ușa grajdului și a început să-i vorbească. Cine ești? N-ai auzit de mine? Sunt omul de turtă dulce. Asta înseamnă că ești făcut din turtă dulce? Bineînțeles! Calul s-a tras înapoi și a nechezat. Îmi plac turtele dulci. Fără vreo avertizare, calul s-a întors și a împins ușa grajdului, doborându-l pe omul de turtă dulce. Omul de turtă dulce s-a ridicat iute și a luat-o la sănătoasă. Calul s-a luat după el. Întoarce-te! Mi-e foame! În timp ce fugea, omul de turtă dulce striga: nu mă vei prinde, așa că fugi cât vrei de tare. Eu sunt omul de turtă dulce și sunt băiat mare.
Omul de turtă dulce a ajuns la marginea ocolului și a trecut drumul, fiind la un pas de a fi călcat de un tractor. Calul i-a strigat din urmă: "Tare norocos mai ești, omule de turtă dulce!" Omul de turtă dulce a mai mers nițel și s-a oprit pentru a-și trage răsuflarea. El și-a șters mica sa sprinceană de turtă dulce cu mânuța sa de turtă dulce. Cred că mai bine rămâneam la bătrânel și bătrânică. Deodată, un iepure a ieșit din tufiș și a început să-i vorbească. "Vai, priviți! Un om de turtă dulce! Familia mea s-ar hrăni o săptămână din tine! Vino mai aproape să te văd mai bine!" Dar omului de turtă dulce nu i-au plăcut vorbele lui și a zbutit-o din loc. În timp ce fugea, omul de turtă dulce striga: "Nu mă vei prinde, așa că fugi cât vrei de tare! Eu sunt omul de turtă dulce și sunt băiat mare!" Omul de turtă dulce era iute de picior, dar la fel era și iepurele. Cu fiecare pas, acesta era tot mai aproape și mai aproape. Omul de turtă dulce a intrat într-o pădure din apropiere ca să se ascundă. Dar adulmecând, iepurele l-a găsit și omul de turtă dulce a început iar să fugă. A fugit cât de repede l-au ținut piciorușele, până când a ajuns la un râu. "Vai! Cum ar putea un omuleț de turtă dulce ca mine să treacă un râu? Dacă voi încerca să înot, cu siguranță mă voi topi!" În timp ce se gândea ce să facă, deodată a apărut o vulpe care a început să-i vorbească. "De ce nu urci pe coada mea? Iar eu te voi trece dincolo. Astfel vei rămâne uscat și în siguranță." Omul de turtă dulce și-a scărpinat bărbia și s-a gândit la propunerea vulpii. "Nu vrei să mă mănânci?" "Să te mănânc? Nu, doar încerc să te salvez de iepurele de acolo." Omul de turtă dulce s-a uitat în urmă și a văzut că iepurele se apropia. "Bine, te rog, trece-mă de cealaltă parte a râului." Omul de turtă dulce s-a prins de coada vulpei și a urcat pe ea. Vulpea a intrat în apă și a început să înnoate spre cealaltă parte a râului. După ce a înotat puțin, vulpea și-a întors capul spre omul de turtă dulce și i-a zis: "Ești cam greu pentru coada mea. Urcă pe spatele meu, te rog." "Bine, imediat." Omul de turtă dulce a urcat de pe coadă pe spatele vulpii. "Așa e mai bine?" "Mult mai bine." Vulpea a înotat până a ajuns la mijloc de râu și iarăși a întors capul spre omul de turtă dulce ca să-i vorbească. "Oh, ești cam greu pentru spatele meu. Ai putea să urci pe nasul meu?" "Desigur, pot face asta." Omul de turtă dulce s-a cățărat de pe spatele vulpii pe cap și s-a așezat pe nasul ei. Într-un sfârșit, ei au ajuns pe partea cealaltă a râului. Omul de turtă dulce s-a întors și a văzut iepurele care încă îl aștepta pe celălalt mal. "Ți-am zis că nu mă vei prinde!" "Și asta datorită mie." Omul de turtă dulce îi era foarte recunoscător vulpii. "Îți mulțumesc, doamnă vulpe! Acum poți să mă lași jos." Dar vulpea nu l-a pus jos pe omul de turtă dulce, ci și-a dat capul pe spate, aruncându-l pe omul de turtă dulce sus în aer. Vulpea și-a deschis gura cât o șură. "Lasă-mă! Eu sunt..." Omul de turtă dulce a aterizat în gura vulpii și a fost mâncat de aceasta. "Omul de turtă dulce? Da, știu. Și încă unul foarte delicios." Și așa, omul de turtă dulce și-a tras învățămintele. Și anume, să fim mereu atenți în cine ne încredem, mai ales atunci când e vorba de vulpea cea vicleană.